departe. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cercei pe care îi purtau urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Cunoaștem cu toții foarte bine întâmplarea aceasta. Și aș dori să observăm un lucru pe care Dumnezeu încearcă să-l transmită prin această situație. Vreau să fim puțin atenți la pasajul pe care tocmai l-am citit. Iacov se întoarce înapoi, ajunge la Betel și se pregătește să ridice un altar, ceea ce simbolizează închinarea. Înainte ca Iacov și familia lui să se închine lui Dumnezeu, Iacov le cere tuturor celor care erau cu el, îi cere casei lui, da? Și tuturor celor ce erau cu el, așa ne spune aici versetul, să scoată din mijlocul lor dumnezeii străini. Iar printre acei dumnezei străini, versetul 4 ne spune așa, care erau în mâinile lor și cerceii care îi purtau în ochi. Acum, expresia aceasta, dumnezei străini care erau în mâinile lor, se referă, frații mei, la bijuterii sau la anumite podoabe pe care oamenii le folosesc și le pun pe mâinile lor, da? Putem să ne gândim la brățări, putem să ne gândim la inele, putem să ne gândim la verighete. Este clar lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ei trebuiau să facă o schimbare, o reformă. Cu alte cuvinte, nu poți veni înaintea lui Dumnezeu și nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu purtând aceste podoabe, purtând aceste bijuterii. Și aici intră toate felurile de bijuterii. În pasajul pe care l-am citit se amintește despre cercei și despre anumite bijuterii sau anumite podoabe pe care ei le puneau pe mâinile lor. Acum, din punct de vedere biblic, practica aceasta a purtării de ornamente este condamnată și de Apostolul Pavel. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9, spune așa. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Pavel este în armonie cu Iacov. Același Dumnezeu era Dumnezeul lui Iacov și același Dumnezeu este Dumnezeul lui Pavel. Și același Dumnezeu este Dumnezeul nostru de astăzi. Biblia spune că Dumnezeu nu se schimbă. Dacă Dumnezeu i-a cerut lui Iacov să dea la o parte acei dumnezei străini, acele bijuterii, acele podoabe pe care le aveau asupra lor, și dacă Dumnezeu l-a îndemnat pe Pavel să scrie femeilor din timpul acela și tuturor creștinilor care au trăit în veacurile următoare, ca ei să nu caute podoaba exterioară, să nu caute să-și împodobească trupul, pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Frații mei, Dumnezeu care a procedat așa în trecut, procedează la fel și astăzi. Și prin cei doi martori din Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament, Dumnezeu condamnă această practică a purtării de bijuterii. Vreau să vă citesc un comentariu scurt a Sorei White cu privire la acest pasaj biblic din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. Ascultați ce spune serva Domnului. Prin apostolul său, Domnul vorbește aici în mod expres. Pentru cei care vreți să luați notițe, Mărturii, volumul 4, pagina 630. Găsiți acest paragraf.
Prin apostolul său, Domnul vorbește aici în mod expres împotriva purtării bijuteriilor și podoabelor din aur. Frații mei, dacă pe mâna noastră se găsește vreun obiect, vreo bijuterie din aur, sau în urechile noastre, sau la gâtul nostru, sau oriunde am putea să punem, dacă noi ne împodobim cu aur, acest pasaj biblic, acest îndemn al Apostolului Pavel și această învățătură pe care Dumnezeu o dă prin Apostolul Pavel, este împotriva purtării obiectelor sau bijuteriilor din aur. Și acum vreau să vedeți că sora White este mai specifică cu privire la acest lucru. Uitați ce spune mai departe. Acel inel de pe degetul vostru poate fi foarte simplu, dar el nu este necesar și purtându-l are o influență rea asupra altora. În mod deosebit, soțiile pastorilor noștri să fie foarte atente să nu se îndepărteze de învățăturile lămurite ale Bibliei cu privire la această problemă. Este greșit a purta inele sau verighete? Răspunsul este da. Există o singură excepție despre care vorbește sora White într-o altă carte, în Mărturii pentru pastori, la pagina 180, și ea spune că doar în țările în care această problemă a purtării de inele sau verighete este o problemă imperativă și este obligatorie prin lege, eu, zice Ellen White, le spun celor care sunt în locurile acelea să poarte inelul. Pentru ca oamenii aceia să nu fie considerați sau interpretați într-un mod greșit și pentru ca viața lor, frații mei, să nu fie în pericol. Dar lucrul acesta este valabil doar pentru țările în care problema aceasta este o problemă serioasă, imperativă. În afara acestui fapt, Dumnezeu condamnă purtarea inelului și a verighetei. De aceea, îndemn pe toți aceia care sunt creștini adevărați și care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, să ia aminte la sfatul acesta pe care Dumnezeu ni-l oferă prin Apostolul Pavel și prin care El ne cheamă ca noi să avem o podoabă, frații mei. Să avem, dacă vreți, un inel de aur. Vreau să vă arăt ce spune Ellen White cu privire la acest inel de aur. Este ultimul gând pe care aș vrea să-l ascultăm în această întrebare. Ascultați ce spune sora White. Soțiile pastorilor să poarte acel inel de aur care leagă sufletul lor de Iisus Hristos. Un caracter curat și sfânt, adevărata iubire și blândețe și evlavia care sunt roadele creștinismului, iar influența lor va fi sigură în orice loc. Deci, frații mei, ce este inelul acela de aur pe care Dumnezeu vrea să-l purtăm? Adevăratul inel de aur? Este dragostea, un caracter curat și sfânt, blândețea, evlavia, aceste lucruri, spune sora White, ne va ajuta să fim în siguranță în orice loc ne-am aflat. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să împlinim cuvântul Lui și să fim printre aceia care se aseamănă tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze!